Un curs de miracole de Ken Zwopnik, exerciții zilnice, lecția 309. Nu mă voi teme să privesc lăuntric astăzi. În mine este inocența veșnică, pentru că este voia lui Dumnezeu, ca ea să fie acolo în vecii vecilor. Eu, fiul lui, a cărui voie este nelimitată ca a lui, nu pot voi nicio schimbare în asta, căci a nega voia tatălui meu înseamnă a-mi o nega pe a mea, pot popla minciuni. Să privesc la un tric nu înseamnă decât să îmi găsesc voia așa cum a creat-o Dumnezeu și cum este. Îmi este frică să privesc la un tric, deoarece cred că am făcut o altă voie care nu este adevărată și i-am acordat realitate. Ea însă nu are efecte. În mine este sfințenia lui Dumnezeu, în mine este amintirea lui, pot pocla minciuni. Pasul pe care îl fac astăzi, tatăl meu, este eliberarea mea neîndoioasă de deșartele vise ale păcatului. Altarul tău se înalță senin și nepângărit. Este sfântul altar închinat sinelui meu, iar acolo găsesc adevărata mea identitate. Pot pocla minciuni.